Aș vrea să ne uităm astăzi la originea răului într-un univers creat de Dumnezeu. Nu ar fi fost niciun rău în acest univers dacă Dumnezeu nu ar fi dat libertatea de a alege fiecare ființe create. Planetele, de exemplu, nu sunt capabile să facă răul. Pomii cresc automat, conform legii lui Dumnezeu. Și nu sunt capabili să facă răul. Dar, de asemenea, planetele nu sunt capabile să facă nici vreun bine. Ele nu au o natură morală. Deci, dacă Dumnezeu ar fi făcut Universul plin de ființe, fără libertatea alegerii, atunci nu ar fi fost niciun bine și niciun rău în Univers. Și ar fi fost destul de plictisitor. Imaginați-vă un univers unde e doar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și o mulțime de planete, stele și galaxii plutind în Univers. Ar fi ca un miliardar care are o mulțime de proprietăți, însă fără vreun copil, fără vreun muncitor, nimic. Doar mașini care fac totul ar fi destul de plictisitor. Dumnezeu, în Marea Sa Înțelepciune, a creat ființe cu libertatea alegerii și, mult înainte de a crea primul bărbat și prima femeie, Adam și Eva, el a creat milioane de îngeri. Bărbatul și femeia pe care i-a creat erau superiori îngerilor, în sensul că aveau abilitatea de a putea primi natura lui Dumnezeu și să manifeste imaginea lui. Nu știm prea multe detalii despre îngeri, dar știm că ei au libertatea alegerii. Și au fost creați să fie slujitori pentru a face voia lui Dumnezeu atunci când le poruncește ceva. Ei bine, unul din îngeri, căruia nu îi cunoaștem numele, pentru că nu este menționat clar, deși este cunoscut ca Lucifer, nume ce se referă la ființa sa strălucitoare, căci el era o persoană strălucitoare. Dar probabil nu a fost acesta numele lui. Numele lui nu este cunoscut. Dar el era liderul îngerilor. El era cel care conducea îngerii în închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar foarte curând, el a hotărât că vrea ca ființele să se închine lui. El a vrut să ia locul pe care îl avea Dumnezeu. El a fost cea mai măreață ființă creată din Univers, conducând îngerii în închinare. Dar fiindcă avea libertatea alegerii, a putut alege între ascultare și neascultare. El a fost extrem de talentat. Dumnezeu i-a dat numeroase abilități și daruri, mai mult decât are vreun om. Fie el și căzut în păcat. Și aceasta l-a făcut îngânfat. A fost îngânfat datorită înțelepciunii lui inteligenței, frumuseții lui și poziției lui. În cartea Ezechiel, capitolul 28, citim despre el. În primele capitole din Geneza, nu citim nimic de diavolul. El apare dintr-o dată în Geneza, capitolul 3, pentru a ispiti pe Adam și Eva. El nu a început să existe din nimic. Evident, a fost creat. Nu este nimic în acest univers care să nu fie creat. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt singurii care există din veșnicie. Dar acest înger a fost creat, căpetenia îngerilor. Dar căderea lui nu este descrisă în primele capitole din Geneza, deoarece Biblia a fost scrisă să descrie istoria omului. Așadar, nu începe cu diavolul, ci începe cu istoria umanității. Acesta e singurul motiv de ce nu apare acolo. Și Dumnezeu descoperă acest adevăr mai târziu, la doi din prorocii lui, cum acest înger a devenit diavol. Aceasta este descris în Ezechiel 28 și Isaia 14. Poate unii din voi care sunteți creștini ați citit deja aceasta. Acolo sunt anumite lecții ce le putem învăța pentru noi înșine, când vedem cum acest înger perfect a devenit un diavol. În Ezechiel 28, citim aici că Domnul spune un cuvânt împăratului Tirului. Versetul 12. Și cu adevărat, diavolul era cel care trăia în acest împărat. Și Domnul vorbește diavolului. Așa cum unei persoane posedate de diavol, îi vorbești demonului din acea persoană. Deci, el vorbește împăratului Tirului în care este diavolul și spune, Tu ai sigiliul desăvârșirii sau cea mai înaltă desăvârșire. Evident, un împărat pământesc nu avea această pecete a desăvârșirii. Plin de înțelepciune și perfect în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Niciun împărat al Tirului nu a fost în Eden, grădina lui Dumnezeu. Este clar că se referă la o ființă spirituală ce era prezentă în împăratul acela pământesc. Deci învățăm aici că acest înger avea originea în Grădina Edenului, dar nu în Grădina Edenului despre care citim în Geneza 3, ci Grădina inițială a Edenului pe care Dumnezeu a creat-o în Geneza 1 cu 1, unde spune că la început... Dumnezeu a creat cerul și pământul. Și tot ceea ce Dumnezeu creează este totdeauna perfect. Dumnezeu nu creează niciodată ceva în etape, așa cum unii oameni învață despre evoluție sau că Dumnezeu a făcut omul în etape, mai întâi ca un animal și mai apoi ca un om. O grămadă de prostii sunt acestea. De asemenea, sunt oameni care învață că Dumnezeu a făcut și pământul în etape. În Geneza capitolul 1 cu 2, pământul a fost întunecos și gol și fără formă, întâi l-a făcut așa și mai apoi l-a făcut frumos în restul capitolului. Nu e adevărat. În restul capitolului citim că Dumnezeu a făcut, dar în primul verset din Geneza, Pământul a fost creat în altă traducere. Dar în al doilea verset din geneza citim că pământul a devenit în traducere engleză. Așa înțeleg eu. Gol, întuneric, fără formă. Cum a devenit așa? Ceva s-a întâmplat între cele două versete. Și aceasta a fost căderea lui Satan. Și în acea vreme, din Geneza 1 cu 1, exista un Eden, care probabil a fost din nou refăcut pentru Adam ca să locuiască în el, așa cum citim în capitolul 2 și 3 din Geneza. Dar în Edenul inițial, în grădina lui Dumnezeu, era acest înger frumos, căpetenia îngerilor. El era perfect în înțelepciune, desăvârșit în frumusețe și a fost uns, versetul 14, în traducere engleză. A fost un heruvim uns și pus de Dumnezeu pe muntele cel sfânt. A fost fără prihană, versetul 15. A fost fără prihană în căile sale din ziua când a fost creat. Deci el a fost creat până s-a găsit nelegiuire în el. El a păcătuit și a fost aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Motivul păcatului său este de asemenea menționat aici în versetul 17. Inima lui s-a îngânfat, a devenit mândru datorită frumuseții și înțelepciunii lui. Deci, vedem aici că primul păcat care și-a ridicat urâtul cap în acest frumos univers pe care l-a creat Dumnezeu a fost mândria. Mândria este rădăcina tuturor păcatelor ce au venit mai târziu. Acesta a fost primul. Nu a fost nimic numit păcat în lume în acea vreme. Dar știți că oriunde îi oferi unei persoane libertatea alegerii, este totdeauna posibilitatea ca acea persoană să devină mândră sau să comită orice altă crimă. În momentul când îi oferi unei persoane liberă alegere, acolo este libertatea de a alege să-l asculți pe Dumnezeu sau să nu-l asculți. Și astfel mândria a crescut în inima lui, datorită înțelepciunii lui, frumuseții lui. El se credea că era cineva foarte important și, desigur, era important. Dar a început să se creadă mai important decât cum l-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a aruncat jos. Celălalt pasaj din scriptură care se ocupă de Satan este în Isaia capitolul 14. Aici citim despre aceeași persoană și despre anumite detalii care sunt menționate despre el. Citim că el este numit în versetul 12 steaua de dimineață sau luceafărul cel strălucitor. Din acest verset a fost luat cuvântul Lucifer, care este probabil un cuvânt latin. Și se referă la steaua de dimineață. Fiu al zorilor, ai fost doborât la pământ. Tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer. Vedeți, acest lucifer, această steastră lucitoare, acest conducător al îngerilor, a spus în inima lui, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. Mă voi sui pe vârful norilor. Versetul 14. Voi fi ca cel prea înalt. El vrea să devină ca Dumnezeu. El vrea să se înalțe pe sine mai sus chiar decât Dumnezeu. De aceea a fost aruncat jos și, în final, va ajunge în iad. Așa a venit păcatul. Când o ființă creată nu a fost mulțumită cu poziția pe care i-a dat-o Dumnezeu. Au fost niște limite pe care Dumnezeu i le-a trasat, dar el a vrut să meargă în afara acelor limite. El a fost nemulțumit. Nu a fost mulțumit cu poziția pe care o avea. El a vrut ceva mai mult decât atât. A fost mândru de înțelepciunea lui, mândru de frumusețea lui și s-a îngânfat în inima lui. Și astfel a căzut și a devenit diavolul. Deci, ceea ce vedem aici este că mândria poate schimba un înger într-un demon într-o clipă. Nu a durat mult. Imediat a devenit diavol și aceasta prin mândrie. Și este important pentru noi să înțelegem aceasta, deoarece mândria poate ruina o persoană chiar și astăzi și exact în același mod. Un alt lucru ce îl vedem aici este nemulțumirea. El a fost nefericit cu granițele pe care i le-a trasat Dumnezeu. Au fost niște limite foarte mari, deoarece toți îngerii se supuneau lui. El era căpetenia îngerilor. El a fost cea mai măreață din toate ființele create. Și cine ar fi crezut că El vrea mai mult decât atât? A primit o funcție înaltă, a primit frumusețe, a primit înțelepciune. Ce ar vrea un înger mai mult? Dar El n-a fost mulțumit în ciuda valorii imense al lucrurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. Ce învățăm de aici este că nemulțumirea poate de asemenea să transforme un înger într-un demon într-o clipă. Mândria sau nemulțumirea. A nu fi mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit. Deci, vedem aici pericolul acestor două păcate. Nemulțumiți? Întâlnim astfel de oameni în întreaga lume. Nemulțumiți cu ce au, cu resursele financiare, nemulțumiți cum arată, nemulțumiți cu locuința lor, nemulțumiți de soția lor sau de soțul lor, de locul de muncă. Lumea este plină de oameni nemulțumiți. Și acesta este motivul pentru care sunt atât de nefericiți. Toți acești oameni au acest caracter al diavolului peste ei. Chiar dacă Dumnezeu i-a binecuvântat în așa de multe feluri, ei sunt tot nefericiți. Și asta face dintr-un înger un diavol. Și tot asta face un om bun să devină un diavol. Deci, mândria și nemulțumirea sunt lucrurile pe care le vedem aici că au distrus un înger frumos. Și te poate distruge și pe tine. Spune aici că atunci când a zis, mă voi ridica mai presus de tronul lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus, eu te voi arunca jos. Vedeți, este ceva ce descoperim în Noul Testament. Este o lege a lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu ridică pe cei ce se smeresc și coboară pe cei ce se înalță. Și primul exemplu este Lucifer, căpetenia îngerilor, care a fost aruncat jos de atotputernicul Dumnezeu, deoarece a fost mândru și nemulțumit. Opusul la toate acestea este ceea ce vedem la Domnul nostru Isus Hristos. Deci vedem aici că păcatul a venit prin mândrie și nemulțumire, printr-o ființă creată care a vrut să se înalțe pe sine, dar pe care Dumnezeu a aruncat-o jos. Păcatul a venit prin mândrie. Mântuirea, salvarea, a venit prin opusul acesteia, prin smerenie. Aici a fost un înger, o ființă creată, care a vrut să se ridice deasupra scaunului lui Dumnezeu și să se facă ca Dumnezeu. Așa a apărut păcatul. Mântuirea a venit printr-unul care a fost Dumnezeu din veșnicie, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a renunțat la acea poziție și a venit pe pământ ca om. Renunțând la accesul resurselor lui Dumnezeu, devenind o persoană obișnuită, smerindu-se pe sine chiar și după ce a devenit om fiind rob tuturor sfârșind prin a spăla picioarele ucenicilor săi iar Dumnezeu l-a înălțat la cea mai mare poziție din univers nu pentru că era fiul lui Dumnezeu el avea deja drept la cea poziție ci pentru că ca om Isus Hristos s-a smerit pe sine luând locul cel mai de jos deci avem aici lucrarea a două duhuri. Unul este Duhul Satan, care totdeauna încearcă să se ridice și pe care Dumnezeu îl împinge jos. Iar celălalt este Duhul lui Isus Hristos, care caută totdeauna să se smerească și pe care Dumnezeu îl ridică. Orice ființă omenească de pe fața pământului este influențată de unul din aceste duhuri. Creștinătatea este plină de oameni care sunt influențați de unul din aceste duhuri. Să nu credeți că oricine se numește pe sine creștin alege și calea pe care Isus a mers, aceea a smereniei și a coborârii tot timpul. Dacă fiecare creștin ar face asta, atunci orice creștin ar fi un om duhovnicesc. Orice biserică ar fi o biserică duhovnicească. Dar știm că aceasta nu este adevărat toate problemele, și când spun toate, mă refer la toate. Toate problemele ce au venit în viața oricărui creștin și în orice familie, în orice casă, în oricare biserică, își are rădăcinile și originea în mândrie. În a vrea să te înalți pe tine, în nemulțumire, aceasta e ceea ce învățăm din istoria lui Lucifer, sau oricum s-ar fi numit, și care a devenit diavolul. Vedem același lucru cu Adam și Eva. Dumnezeu a trasat o graniță în jurul lui Adam și Eva, în grădina Edenului, și a spus: Poți să mănânci din toți pomii din grădină, în afară de unul. Deci a fost o zonă enormă trasată de acel cerc. Și numai un copac era în afara acelui cerc. Aceasta a fost foarte ușor. Dacă cercul ar fi fost foarte mic, în care Dumnezeu ar fi pus numai un pom înăuntru și să-i fi spus lui Adam și Evei, Dincolo sunt mii de pomi, dar nu poți mânca din nici unul din ei, ci doar din acesta singur. Aceasta ar fi fost probabil chiar dificil, dar a fost așa de ușor. Erau acolo mii și mii de copaci minunați cu fructe minunate, iar numai unul în afară. Și cel mai bun pom din toți pomii era înăuntrul cercului, a zonei permise, pomul vieții. Acela era chiar în mijlocul acelui cerc. Cel mai bun din toți. Iar pomul cunoștinței binelui și răului era în afara cercului. Dar Adam a fost nemulțumit, era nefericit cu limitele pe care le-a trasat Dumnezeu în jurul lui, Adam și Eva. Și așa a apărut păcatul. Aceeași o travă ce a transformat un înger într-un diavol, a prefăcut și acest om minunat pe care l-a creat Dumnezeu într-un păcătos. Și aceasta într-o clipă. Ce a fost? nemulțumirea cu granițele pe care le-a trasat Dumnezeu în jurul lui. Același păcat pe care l-a avut Lucifer. Și aceasta ți se poate întâmpla și ție. Te poți numi creștin, născut din nou și oricum vrei să te numești, dar dacă ești nemulțumit, vei ajunge să fii ca diavolul. În caracter, în comportament și dacă vei continua așa, vei sfârși cu diavolul pentru toată veșnicia. Oricum te-ai numi. Celălalt lucru este mândria. Adam și Eva, au fost mândri să creadă că vor putea să-l înfrunte pe Dumnezeu și să scape apoi fără consecințe. Dumnezeu le-a spus, nu mâncați din acel pom. Ei s-au agitat un pic spunând, ce vrei să spui? Cum să nu putem mânca din acel pom? Noi chiar așa vom face. Nu este aceasta aroganță. Când un tată îi spune fiului său, nu fă asta, fiule. Și fiul se întoarce și spune: Ba, o să fac. Ce e asta? Asta e mândrie și aroganță. Asta e exact ce Adam și Eva au făcut. Dumnezeu le-a spus să nu mănânce din acel pom. Iar ei au spus, cine te crezi? Ba, o să mâncăm. Acea mândrie, acea o travă, a fost injectată în ei de către diavolul. De aceea, acest duh de mândrie este așa de rău. Este mândria, nemulțumirea și am putea de asemenea să spunem rebeliune împotriva autorității. Dumnezeu era autoritatea peste Lucifer. Singura autoritate peste el. El s-a răzvrătit împotriva acelei autorități, zicând nu vreau nicio autoritate peste mine. Același lucru l-a făcut Adam și Eva. Observați că păcatul este absolut la fel, deoarece o travă injectată în Adam și Eva a fost de la diavolul. Așa că și ei s-au răzvrătit împotriva autorității. Autoritatea pe care o avea Dumnezeu peste Adam și Eva. Ei s-au răzvrătit împotriva lui spunând nu avem de gând să te ascultăm. În rasa umană, peste tot în jurul nostru, oamenii comit toate aceste trei păcate. Mândria, înălțându-te peste ceilalți, nemulțumirea de toate lucrurile din viață, tânguindu-te și cârtind. De ce a te plânge și a cârti sunt păcate așa de serioase? Deoarece este o exprimare a nemulțumirii. Este un păcat al lui Lucifer. Și al treilea, răzvrătirea împotriva autorității copii răzvrătiți împotriva părinților, studenți răzvrătiți împotriva profesorilor, muncitori răzvrătiți împotriva șefilor. Și de aceea este așa de important, dacă ești creștin și ai copii, să-i înveți să se supună autorității. Deoarece dacă ei nu învață aceasta, o trava diavolului le va distruge toată viața lor. De aceea este așa de important ca părinții să învețe copiii lor să-i asculte. Este un lucru foarte serios când un copil nu ascultă de tatăl și de mama sa acasă, când nu ascultă de profesorii lui la școală, când nu ascultă mai apoi de șeful lui la locul de muncă. Deci, vedeți, este foarte serios. De aceea este așa de important ca el să poată să recunoască aceste păcate care au transformat un înger într-un diavol. Să repet, mândria, nemulțumirea și răzvrătirea împotriva autorității. De aceea, când a venit Isus, El a făcut exact opusul. S-a smerit întotdeauna, de-a lungul celor 33 de ani pe pământ, a fost totdeauna mulțumit cu cât a avut în viață, când nu a avut niciun loc unde să-și pună capul, de-a lungul celor trei ani și jumătate, el niciodată nu a fost nemulțumit. Citim în Ioan 8 cu 1, când toți s-au dus la casele lor, Isus s-a dus și a dormit între copaci de pe muntele măslinilor. Nu s-a plâns deloc. El a fost fericit cu puținul care îl avea în viață. A crescut într-o casă foarte săracă, dar nu s-a plâns niciodată și s-a supus autorității. Citim în Luca 2 că s-a supus lui Iosif și Maria, care erau foarte imperfecți. Înainte, diavolul a fost un înger care nu s-a putut supune autorității perfecte a lui Dumnezeu. Iar aici îl vedem pe Isus supunându-se autorității imperfecte, precum Iosif și Maria. Mântuirea a venit prin Isus, contracarând toate aceste rele pe care diavolul le-a adus în Univers. Dacă tu vrei să-l urmezi pe Isus, trebuie să-l urmezi în aceste domenii. În orice situație să te smerești. În orice situație să fii mulțumit cu ce ți-a dat Dumnezeu. Și în orice situație să te supui autorității legitime de peste tine. Aceasta este calea pe care a pășit pașii lui Hristos. Orice altă cale te va face la fel ca diavolul. Să învățăm această lecție. Domnul să te binecuvinteze.